Început să spun despre Carl. Micuțul Carl se ascundea adesea în spatele pianului. Uneori rămânea acolo ore în șir și îi plăcea să asculte vibrațiile fiecărei note. Într-o zi în joacă, atinse cu cotul una dintre clape. A urmat a doua, a treia și nu a mai dorit să se oprească niciodată. Degetele sale parcă erau create să mânghe pianul și să-i dea viață. Despre Carl, micuțul pianist dintr-un orășel din Transilvania, au început să vorbească toți și să-și dorească să-l vadă. Mândrii, eu și mama sa, l-am trimis la Viena să studieze pianul. Revistele muzicale din Europa vorbeau în recenzii laudative despre micul geniu. Au urmat turnee, concerte, dar și nenorocirea. Carl al meu s-a îmbolnăvit de tuberculoză. A luptat o vreme acoperindu-și suferința cu notele pianului, până când inima sa a încetat să mai cânte. Avea doar 15 ani. Sunt Joseph, iar Carl Filtsch a fost fiul meu, îndrăgit de oameni și adorat de îngeri care l-au chemat să le cânte. Sufletul său este acolo sus, dar orșoarele i-au rămas pe pământ străin. Poate într-o zi vor reveni acasă.